Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod despre Fortnite pe Android. Bine, acest clip nu prea e despre Fortnite. Vreau să vă informez că Cipa este un mincinos. Deci Cipa vă minte. Hai să dăm și puțin play la acest clip ca să vedeți de ce Cipa vă minte. Chiar acum a lansat acest clip, uitați. Acum câteva, aproape o oră. Și să vedeți de ce vă minte. Băieți, în caz că vreți să vă jucați Fortnite pe Android, am un challenge, să spunem așa, pentru voi. Lăsați chiar acum un like la acest videoclip, abonați-vă la acest canal, apăsați pe clopoțel și lăsați un comentariu cu hashtag Fortnite Android. Iar în caz că voi nu veți avea niciun like la comentariu, veți putea să vă jucați Fortnite pe Android. Nu o să puteți să vă jucați Fortnite pe Android dacă lăsați un comentariu la Cipa și voi nu strângeți niciun like. Nu aveți cum să faceți chestia asta. Nimeni de la Fortnite nu o să vină să vadă că n-ai făcut tu un like la comentariu și o să-ți dea ție Fortnite tu să joci pe Android. Nimeni. Deci cu chestia asta vă minte de două săptămâni încoace, dar am zis să tac din gură. Și ca să nu las clipul prea mult, ca să nu-i fac reclamă, pe aici băiatul zice că a downloadat Fortnite-ul pe Android. Puteți să-l descărcați, să nu încercați gen să-l descărcați, chiar acum că n-are rost. Bun, l-am descărcat, ieșim aici și ne-a dat acest Wii Game Mini Loader. Este un fel de Epic Games, dar pe ăsta, pe, cum îi zice, pe telefon. Însă, băieții, nu toată lumea poate să descarce acest link și nu toată lumea poate să-l deschide. De ce? Pentru că eu nu... Ba da, băieți, toată lumea poate să descarce acel link și eu l-am descărcat și nu se poate deschide pentru că este pentru calculator. Cum am spus și în clipul meu, Fortnite-ul pe Android s-a lansat în China, dar s-a lansat pentru calculator. Nu s-a lansat în niciun caz pentru Android. Pentru Android v-am explicat eu când se lansează și de ce nu a spus nimeni că se lansează pe Android. Cei de la Epic Games încă nu au confirmat dacă este Fortnite-ul pe Android sau pe calculator. Dar din multe, multe detalii remarcabile, chiar dacă Fortnite-ul ăsta și toate site-urile astea de care v-am vorbit eu sunt în chineză, din toate detaliile astea reiese că a ieșit Fortnite-ul pentru Android în China. Pentru calculator, scuzați, pentru calculator, nu pentru Android. În niciun caz Fortnite-ul nu s-a lansat pe Android în China. O să-l deschid. Can't open file. Și poate o să ziceți, bă, Cipa, dar tu de ce nu poți să-l deschizi? Ei bine, motivul pentru care Fortnite-ul pe Android încă n-a fost publicat și pentru că, gen, chinezii tot l-au lansat și doar chinezii care sunt pe calculator pot să se joace și doar cei care sunt acolo pe telefon pot să se joace. Ba nu, nu poate să se joace nici cei care sunt pe telefon, doar cei care sunt pe calculator îl pot juca. Și tu îl poți juca dacă intri pe un calculator, intri pe site-ul ăla de la Tencent Games, downloadezi chestia asta pe care a arătat-o Cipa în clip. Tu îl poți instala pe calculator, versiunea în chineză, Fortnite și îl poți juca. Cipa este un mare mincinos și încearcă să vă aburească ca să crească el în abonat și să facă vizionări. Eu nu am vrut decât să vă informez că vă minte, să nu mai credeți, să nu mai așteptați degeaba, că vă dă speranțe false. Eu atât v-am spus, până data viitoare, eu v-am lăsat, Cipa este un mincinos. Lăsați un like la acest videoclip dacă merită, dacă nu, voi hotărâți și nu uitați să vă abonați la canal dacă sunteți nou pe canalul meu. Pa, pa!